Bun găsit, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Reactiv. Suntem în studiourile TVM.ro și astăzi vom vorbi despre ceea ce înseamnă alegerile europarlamentare. Evident, subiectul acestei săptămâni va fi pe larg dezbătut după data de 25, când vom avea exact relevanța votului românilor în ceea ce privește oamenii pe care îi trimitem la Bruxelles, în ceea ce privește modul în care ne vor reprezenta aceștia acolo, procentele care s-au obținut și fiecare partid ce are de făcut în continuare. Vor fi evident și surprize, altfel nu ar fi interesante aceste alegeri, dar credem că mult mai important este ceea ce ne oferă de pe acum partidele, de ce trebuie să votăm pe unii sau pe alții, așa cum ne îndeamnă liderii politici la zi. Astăzi vom vorbi cu deputatul Florin Tătaru, PSD. Bine ați venit în studiourile noastre. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și salut și privitorii postului dumneavoastră. Întrebarea este foarte simplă. De ce votăm PSD? De ce oferta PSD este cea mai bună? Cu ce veniți în fața celorlalte partide? Până la urmă, până și procentul 40-50% pe care îl aveți ca PSD vă recomandă din postura de lider sau de postura de pole position pe care o aveți în momentul de față. În primul rând, aș vrea să reamintesc că Partidul Social Democrat participă la aceste alegeri într-o alianță politică alături de UNEPR și PC. Lista candidaților este una comună. Oferta cu care această alianță a venit în fața electoratului este una valoroasă din toate punctele de vedere. Atât în ceea ce privește programul și obiectivele propuse pentru viitorul Parlament European, cât și în ceea ce privește lista candidaților. Am avut plăcerea să văd că conducerea centrală, plecând de la consultările Congregației de Județene, a plasat pe lista candidaților la europarlamentare oameni extrem de valoroși. Oameni pe care îi recomandă, pe de o parte, pregătirea profesională, pe de altă parte, expertiza în domeniu. Sunt mulți dintre candidații noștri la europarlamentare care sunt de la al doilea sau chiar la al treilea mandat. Iar pe de altă parte, rezultatele obținute în mandatele anterioare. Și când fac vorbire de acești oameni performanți, mă refer la Corina Crețu, care și deschide lista de europarlamentare, la Daciana Sârbu, la Victor Boștinaru, la Cătălin Ivan. Toți oamenii acestea au Mircea Pașcu. Să nu uităm pe Ioan Mircea Pașcu, care a fost deputat de Maramureș și, într-un fel, reprezintă zona de nord în cadrul listei și la nivel de Parlament European. Tot acești oameni sunt oameni care specializați pe anumite direcții în cadrul Parlamentului European, la Mircea Pașcu, ceea ce este securitatea Uniunii Europene și politicile de apărare, Daciana Sârbu, ceea ce privește promovarea agriculturii și alimentația bio, Corina Crețu, ceea ce privește drepturile românilor și, în general, drepturile minorităților în cadrul Uniunii Europene, oameni care, Victor Boștinaru, în ceea ce privește politicile și susținerea deschiderii fondurilor de coeziune, mă refer la finanțele din Uniunea Europeană cu această destinație, deschiderea lor într-o paletă mai largă pe specificul țării noastre, și anume modificarea infrastructurii de transport în sensul unui mediu de transport prietenos cu mediul înconjurător, sau reabilitarea termică a locuințelor. Toți acești oameni sunt oameni care nu numai că au ocupat și funcții de decizie, mă refer aici, de exemplu, la Corina Crețu, vicepreședinte a grupului PSE în cadrul Parlamentului European, dar au și punctat decisiv în momente foarte importante pentru România. Sunt oameni care au apărat drepturile românilor, care au apărat drepturile României în momente importante în care chiar conaționali de-a noștri și colegi europarlamentari de ai dânșilor au adus prejudicii, din punctul meu de vedere, nu numai imaginii, ci și intereselor României. Și mi-aduc aminte aici un moment absolut unic în istoria Parlamentului European, când un europarlamentar român, e vorba de Monica Macovei, a cerut suspendarea fondurilor europene pentru România. Este o chestiune absolut aberantă din punctul meu de vedere, ca cineva din România să ceară așa ceva, și culmea asta, în ce moment? În momentul în care foarte multe fonduri
europene fuseseră blocate, suspendate. Inclusiv cele de pe social, în principal cele pe personal. Au fost 5 fonduri europene. Foarte grav a fost acel moment. Aflat în asemenea situații, blocate sau suspendate din cauza neregulilor produse exact în guvernarea partidelor, guvernelor BOC. Dar nici, să știți că nici după ce s-a preluat respectiva guvernare de către PSD, lucrurile nu au fost foarte, foarte bune. Evident, au mai crescut, cel puțin ca procentaj, a crescut foarte mult rata absorbției fondurilor europene, dar lucrurile în continuare se mișcă foarte greu și știu foarte multe ONG-uri care au depus proiecte și care în continuare stau blocate. Unde se blochează mecanismul? Acum trebuie puțin și la acest subiect. Unde se blochează mecanismul? Se blochează undeva la nivel local, regional sau la București sau poate chiar în Europa undeva? Guvernele Ponta și guvernarea USL a venit în 2011 și facea în 2012 pe un mare fond de așteptare și pe un mare orizont de nemulțumire a populației. De aceea erau foarte multe lucruri care trebuiau făcute și populația aștea să fie făcute imediat. În plan intern, nu mai vreau să spuneți acum ceea ce nu și să facem și îndreptând sau reparând edutățile sociale vis-a-vis de populația României, dar dacă ne referim la fonduri europene, primele chestiuni care le-am, în sensul care am putut acționa, au fost următoare. 1. Am deblocat respectivele axe de finanțare care erau blocate sau suspendate și asta aplicând, îmbunătățind regulile de aplicare și totodată aplicând ceea ce Uniunea Europeană a stabilit ca și măsuri absolut necesare pentru continuarea finanțărilor. Iar în al doilea rând am reușit să creștem rata de absorbție, așa cum a subliniat dumneavoastră, de peste 7 ori, ducându-o la 34-35%. Astea sunt lucruri foarte importante realizate într-un timp foarte scurt. Un succes important al europarlamentarilor români este acela faptul că am reușit, prin negociere cu Uniunea Europeană, să mai obținem un an de prelungire a accesării acestor fonduri, mă refer la exercițiul care s-a încheiat în 2014. Toate acestea sunt lucruri care au avantajat România și care au deblocat într-un fel accesul la fonduri europene. Următorul pas care s-a făcut în mod instituțional și care ținea deja ține de exercițiul 2014-2020 a fost regândirea factorilor responsabile, regândirea autorităților în management care derulează aceste fonduri europene și simplificarea procedurilor. Chestiunile acestea deja se află în faza de, nu de analiză, nu de structurare, ci în faza de aplicare. Și mă refer aici la faptul că Ministerul Fondurilor Europene, în momentul de față, a strâns sub copola lui autorități de management care au funcționat defectuos sau nesatisfăcător la Ministerul de Resort, mă refer, de exemplu, la Ministerul Mediului sau la Ministerul Învățământului, concentrând astfel într-o singură mână de decizie organizatorică și de control, pentru că este foarte important în cadrul mecanismului de atragere fonduri europene, mecanismul de supraveghere pe parcurs a modului în care se desfășoară toate aici, finanțările pe toate axele în cadrul fiecarei autorități de management. Este destul de greu să implementezi proiectul, mai ales în faza aceasta. Se cer foarte multe acte și de multe ori se blochează chiar și pe plan intern lucrurile. Chestiunea aceasta care a fost o gândire politică și după aceea implementată în acte de guvernare, eu cred că va îmbunătăți foarte mult absorbția fondurilor europene în sensul ușurării tocmai a procedurilor de care vorbeați dumneavoastră. Sunt încă mult lucruri de făcut aici, pe acest palier. E vorba de modul de eficientizare a cum lucrează instituțiile subordonate fiecare autorități de management. Sunt instituții care reclamă o lipsă de personal. Mă refer, de exemplu, aici la APDRP-ul regional de la Satu Mare. Lucrurile acestea nu au putut fi corectate imediat, având în vedere acea restricționare a angajării de personal. Nu, în schimb, s-a regândit o balansare, o rebalansare a personalului între diferite autorități care nu erau așa ocupate cu cereri și cu aplicații și altora care aveau un surplus. Și chestiunea asta deja, cel puțin la APDRP, s-a pus la punct. Revenind la candidați, spuneți-ne de ce Maramureșul nu are un candidat pe lista respectivă într-o postură viabilă sau într-o postură din care ar putea ieși
nu știu câți veți obține, 14, 15, poate chiar 16 euro deputați și aici să nu mă împuște de celelalte partide. Asta cred eu, ca și alianță. De ce nu are Marea Mureș un exponat acolo? Până acum... Exceptând ceea ce știm despre domnul Pascu, care a avut și dânsul legăturile sale cu Marea Mureșul, dar să fie unul chiar foarte ancorat în ceea ce înseamnă această zonă. Până la urmă, acum trebuie să fim realiști. Nu putea fiecare județ să aibă un reprezentant la Parlamentul European, pentru că numărul candidaților aferenți României este mai mic decât numărul județelor din țară. În al doilea rând, eu cred că cel mai important lucru este obârșia eurocandidatului din județ. Ar fi fost un lucru care ar fi fost un plus pentru Marea Mureș. Recunosc acest lucru și organizația județeană a avut o propunere de un asemenea candidat în persoana doamnei Pop Ioana. Lista, până la urmă, în decizia finală luată de organizația centrală, a mers pe întinerirea, pe de o parte, a listei cu oameni noi, oferindu-le șansa și unor noi intrați, unor noi oameni să intre în acest for extrem de onorant, Parlamentul European. Doamna Pop era în postura de antineric, cumva parte, adică nu este altă parte, o vârstă prea înaintată. Pe de altă parte, s-a mers foarte mult pe expertiza pe care deja candidații o aveau și legăturile pe care aceștia și le-au făcut la nivel european. Succesul unui europarlamentar depinde foarte mult de ceea ce a reușit să facă, dacă a avut ocazia să lucreze în cadrul unui mandat anterior, dar mai ales de legăturile pe care, în mod personal, la nivel european, și le-a făcut. Fără aceste legături personale, care merg până la vârful conducerii Parlamentului European sau a Comisiei Europene, vocea ta, vocea unui europarlamentar, se face mai greu auzită. Povesteam săptămâna trecută în cadrul campaniei electorale cu domnul Ioan Mircea Pașcu, dau din nou exemplu, cum dânsul, pe bază unei negocieri personale, a reușit armonizarea unor puncte de vedere între Partidul Popularilor Europeni și Partidul Socialiștilor Europeni. Lucrul ăsta este foarte important și România, de asemenea, oameni are nevoie, oameni a căror părere, ca urmare expertizei și dimensiunii personale, pot să obțină de la partenerii de dialog. Eu sunt convins că, în egală măsură, Marea Mureșul poate fi reprezentat și de Ioan Mircea Pașcu, ca de altfel și de Corina Crețu, care, apropo, are obârșile apropiat imediat a județului Marea Mureș și în Sălaj. Acești eurocandidați sunt extrem de apropiați, de altfel, județului Marea Mureș. Dar la fel de apropiat județului Marea Mureș este, de exemplu, și doamna Ecaterina Andronescu, care sunt oamenii noi ce au șansa de a candida. Nici doamna Sârbu nu cred că este foarte departe, mai ales că a votat atunci vis-a-vis de poluare și de folosirea cianurii în minerit, a votat atunci împotriva folosirii. Sau Daciana Sârbu, corect. Este unul dintre candidații care a susținut în cadrul Parlamentului European inițiativa legislativă vis-a-vis de interzicerea cianurilor. Bine, că a votat comisia împotrivă într-un mod foarte, foarte ciudat, de obicei se întâmplă invers. Îmi pare bine că ați adus aminte acest lucru. Sau, de exemplu, europarlamentarul și candidatul de față, Cătălin Ivan, care a și vizitat Marea Mureșul la Tânjava de la Hoteni și care s-a angajat atunci că își va deschide un cabinet europarlamentar aici, în Marea Mureș, la noi, în Baia Mare. Deci nu neapărat obârșa din județ este importantă, cât afinitatea probabil a eurocandidaților cu diferite zone. Și din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că toți cei de care a făcut vorbire și nu numai ei vor avea o atenție sporită acordată mai mult și de altfel cred că ați observat în cadrul campaniei toți pe cei pe care i-am enumerat au fost în Marea Mureș. Este avantajos pentru PSD? Hai să o luăm așa puțin mai perfid. Este avantajos pentru PSD ca lumea să meargă la vot sau este avantajos să nu meargă la vot? Ce o avantajează mai mult ca și procente? Acum, din punctul meu de vedere personal, eu cred că alegerea asta trebuie gândită dincolo de interesul fiecărui partid, într-un context mult mai larg.
Chiar dacă fiecare ciclu electoral are particularitățile lui, aceste alegeri europarlamentare au o miză specială, au o miză dată de momentul actual în care ele se desfășoară. Și aici... În perspectiva celor prezidențiale, vă referiți? Nu. Deocamdată o să fac vorbire despre miza externă României și după aceea o să vă refer și la miza internă României. Să nu uităm, de exemplu, că aceste alegeri europarlamentare vin într-un moment delicat pentru Uniunea Europeană și delicat pentru Europa, și aici mă refer la criza ucraineană. Pentru că ceea ce s-a întâmplat până în acest moment vis-a-vis de Ucraina a dat posibilitatea unor euroșceptici sau unor critici să spună că Uniunea Europeană a abandonat Ucraina. Aceasta este o poziție, în primul rând, falsă, o afirmație în primul teorie, în primul rând, falsă. Pe de altă parte, o participare numeroasă la vot a tuturor europenilor, nu numai a românilor, ar da o legitimitate și o forță foarte mare viitorului Parlamentului European și a Comisiei Europene, inclusiv vis-a-vis de o problemă foarte delicată care se petrece la marginea europeană, dar pe continentul nostru. Sunt convins că un scrutin de o largă participare populară care va arăta susținerea populară față de construcția europeană va da și posibilitatea unei europene de a da un răspuns mult mai aplicat problemei ucrainiene. O a doua miză, din punctul meu de vedere, tot în plan extern, este faptul că este prima dată când, în cadrul unor alegeri europene, ne alegem și președintele Comisiei Europene, asta în urma tratatului de la Lisabona. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că adâncirea democrației în cadrul unor europene ca și construcție politică este un proces care continuă și transferul puterii în a alege se face către cetățean. Dar acum va fi rândul socialiștilor să preia frâiele Uniunii Europene. Da, sondajul de opinie arată o poziție favorabilă în sondaje socialiștilor europeni și candidatul Martin Schulz ca și candidat cu șansele cele mai mari de a câștiga președinția europeană. Lucrul acesta ne bucură. Cât vor fi mai mulți socialiști europeni în cadrul Parlamentului European, cu atât vom putea sprijini mai bine și România. Pentru că, să nu uităm, Martin Schulz și-a exprimat și satisfacția și totalul sprijin față de social-democrații români prezenți pe listele de eurocandidați, apreciind și activitatea lor trecută și ceea ce, ca și obiective, stabilesc în continuare să facă. Deci este important pentru noi PSD, dar este important și pentru România să câștigăm alegerile europarlamentare, să avem cât mai mulți candidați social-democrați în cadrul Parlamentului European, să putem impune și președintele Comisiei Europene și în acest fel să stabilim politicile pe care social-democrații le gândesc pentru țările lor. Pentru că, vedeți, noastră social-democrații sunt cei care pun alături de dezvoltarea fiecărei țări și drepturile, libertățile populației și a cetățenilor ei. Asta este un lucru care ține de particularitatea social-democrației și eu cred că ne aflăm într-o perioadă favorabilă României. Care este prezența la vot pe care o estimați și care este scorul pe care îl preconizați pentru alianța aceasta de PC și UNPR? Până să vă răspund această întrebare, totuși aș insista asupra celei de-a treia mize. Așa cum vizând prezidențială. Așa cum o văd eu, nu, vorbesc tot de o miză externă. Uniunea Europeană este o construcție extrem de generoasă. Din punctul meu de vedere, este un edificiu al democrației moderne. Modul în care este construită îi oferă stabilitate, dar cetățenii, prin participarea la viața Uniunii Europene și, în principal, la alegeri, e cea care îi oferă unitatea acestei construcții. Ori, în momentul actual, și am văzut chiar astăzi, înainte de vina noastră la emisiune, într-un buletin de știri, un candidat, cred că din Olanda, care a decupat steagul Uniunii Europene, a decupat o stea și a spus că asta o redă țării ei, pentru că țara lui n-a trebuit să mai fie în Uniunea Europeană. Deci ne confruntăm și se confruntă Uniunea Europeană cu acest curent de euro, nu știu sigur, buletinul ăsta, am văzut mai multe imagini, am auzit comentariu. Ne confruntăm, Uniunea Europeană se confruntă în momentul de față cu pe fondul unui curent de euroscepticism, se confruntă cu radicalizarea extremei dreapta.
Ori acest curent, în cadrul meu opinie, trebuie izolat. Este necesar să faci acest lucru pentru că acești reprezentanți politici nu oferă, de fapt, soluții reale, soluții fezabile pentru cetățenii lor. Se folosesc de o demagogie și, practic, încearcă pe dărâmarea unei construcții, Uniunea Europeană, care, cum am spus, este în proces de perfecționare, de adâncire, de modernizare ei, încearcă să câștige puncte electorale. Ori, chiar dacă bătălia principală se dă între Partidul Popular European și Partidul Social European, asta la nivel de Uniunea Europeană și în cadrul fiecărei țări între PSD și reprezentanții dreptei, este important ca aceste alegeri să fie câștigate de cele două grupuri mari, în sensul trimiterii mai candidați cât mai mulți, iar elementul radical să fie izolat și în Parlamentul European. Aici vă întreb, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, e interesant modul în care, așa cum spuneați, se concretizează tot mai mult un pol de scepticism vis-a-vis de Uniunea Europeană și ceea ce înseamnă această construcție, ce înseamnă legitimitatea pe care o va primi viitorul Parlament, având în vedere o slabă prezență la vot. Cred că România stă relativ bine la acest capitol, dar chiar în centrul Europei lucrurile stau ceva mai... centrul politic al Europei și administrativ, lucrurile stau puțin mai altfel. 20%, 20 și ceva la sută e cam puțin ca să legitimezi într-un mod în care dumneavoastră spuneați această construcție. Este destul de slabă prezența la vot. Încă la noi, românii fiind atât de obișnuiți să meargă la vot, e ca și cum mai merge duminica la biserică. Deci anul acesta o să mai mergem de vreo 2-3 ori la vot, anul viitor tot așa. În Uniunea Europeană cred că lucrurile sunt un pic altfel, adică se merge mai rar la vot și oamenii nu mai merg deloc sau cam dezobișnuit. Cât înseamnă credibilitatea pe care o va avea viitorul Parlament din această perspectivă? Da, corect. Observația este corectă. Exact asta spuneam și eu mai devreme. Este necesară o participare cât mai numeroasă la vot, tocmai pentru a oferi viitorului Parlament și Comisiei Europene forța de a exprima în numele cetățenilor, tuturor cetățenilor europene, exact. poziții politice și de a legifera în numele sau pentru țările europene tot ceea ce înseamnă legislație europeană. Să nu uităm că ceea ce se stabilește în Parlamentul European, și asta este o miză pentru fiecare țară și pentru noi, circa 70% din ceea ce se stabilește, ceea ce se implementează în legislația fiecărei țări, se adoptă în cadrul Parlamentului European. Nu știu acum cum fiecare țară în parte încearcă să mobilizeze cetățenii sau să-i conștientizeze importanța votului. În ceea ce ne privește pe noi și pentru că m-ați întrebat de prezență, eu sper într-o prezență de 30%, chiar dacă din punct de vedere a campaniei electorale eu am o anumită insatisfacție, constatând că, cu excepția Uniunii, a alianței noastre politice PSD-UNPR-PC, și alte partide, nu pot să spun că au făcut o campanie axată pe europarlamentare, axată pe tema Parlamentului European, cu dezbaterea unor proiecte și a unor teme în acest sens. Și mai degrabă a fost o luptă în aceste 3 săptămâni. Să nu fie sau să nu fie Ponta, atac la Ponta sau atac la Udrea. Deci pe teme personale și de consum mass media decât de dezbatere politică serioasă. A fost atacat președintele sau a fost atacat premierul, ceea ce nu este în regulă. Trebuie promovate proiectele pe care le au candidații, dacă sunt candidați. Asta, repet, arată, din punctul meu de vedere, imaturitatea celorlalte partide din spectrul politic vis-a-vis de cum conștientizează și propriul electorat și restul cetățenilor despre importanța acestor săptămâni și acestor alegeri. Fiecare alegere, ciclul de alegeri are importanță. Pentru mine este foarte important prezența numeroasă la vot, care pe de o parte ar putea avantaja unele partide și dezavantaja pe altele, dar important este prezența la vot, pentru că un vot masiv, semnificativ, nu masiv, acordat în România, practic ar plasa România pe locul și iar da importanța pe care o merită în cadrul Constituției Europene. N-ar mai putea nimeni să neglijeze România în anumite decizii sau anumite negocieri, inclusiv cele ce țin de bugetul european,
Atunci, domnule, când s-a votat din România? Au votat 10 milioane. Când s-a uitat că au votat un număr important de cetățeni, care doar această simplă participare la vot, lăsând la o parte opțiunea, arată sprijinul și legitimitatea pe care o acordă Uniunea Europeană. Dacă s-ar pune Băsescu așa, într-un moment dintre ăsta, într-un moment de nebunie, să aducă din nou voturile pe care le-a adus în momentul prezidențialilor din străinătate, cred că s-ar întregi procentul și ar fi chiar mai mare. Spuneți-ne ce așteptări aveți pentru cele câteva minute care au rămas pentru Național, la Alianță, și ce speranță aveți pentru Maramureș în ceea ce privește procentul pe care îl va obține Alianța dumneavoastră? Rezultatul efectiv al procentului obținut în lege va depinde de prezența la vot, pentru că ați adus o discuție. Din punctul nostru de vedere, poftiți? Niște calcule v-ați făcut? Din punctul nostru de vedere, noi ne-am fixat acest obiectiv asumat de Organizația Județeană și de altfel dorit și de către Organizația Centrală la 35% procent nu de participare, procent de voturi. Exact. În privința este mai mic decât Naționalul. Bun, acum trebuie avut în vedere caracteristica județului Maramureș, care este un județ heterogen din foarte multe puncte de vedere, inclusiv din ceea ce privește naționalitățile conlocuitoare, unde există unde UDMR-ul are electoratul lui și este un electorat stabil, unde de altfel... Liberale au rămas încă fostul trend al primarului. Sunt la o parte națională. Cristian Angel și mai departe. Conlocuitoare, da. Și liberali au un electorat stabil. Este sub, probabil că este sub, da, mă rog, este sub media, sub targetul altor județe, dar este un procent pe care, dacă le realizăm, eu pot să-mi exprim satisfacția față de reușita acestor alegeri europarlamentare, din punct de vedere a demersului organizației județene. Privința prezenței, aici sunt un pic sceptic, având de vedere, repet, faptul că n-am văzut eforturi nici măcar în promovarea, în mass media, acestor alegeri și din partea altor partide. Sunt, noi, dar mai izolate. Nostru, sunt mai izolate. Comparativ cu ceea ce a făcut Alianța noastră, de care o campanie pe care o apreciez ca fiind una exemplară, una foarte bună, de mesul cealaltă parte mi s-a părut palid. De aceea, în privința participării la vot, aș estima undeva un procent între 25% și 30%. Pentru Maramureș. Sunteți optimist. Din punctul meu de vedere va fi ceva mai mic, dar vor fi foarte importante și mesajele care se vor da în aceste ultimele două zile și veți vedea din partea Alianței noastre cel mai importante mesaje nu vor mai fi cea de a fi votată. Ar fi votați candidații PSD, UNPR, PC, cele mai importante mesaje vor fi cele de participare la vot. Și dacă lucrul ăsta îl vor face toate partidele, s-ar putea ca participarea să fie mai numeroasă decât ne așteptăm astăzi. Și de altfel ar fi foarte importantă ziua votului și mobilizarea, până la urmă, a propriului electorat, care pe cale de principiul 2009-ului va atrage și alți votanți, să meargă la urne. Dacă nu domnul Dragnea cu autobuzele, sigur că da, va putea mobiliza într-o parte sau alta, sau domnul Năstase, că și domnul Năstase la un moment dat a crescut exponențial între 6 seara și 8 seara o prezență la vot. Nu știm care a fost algoritmul, dar se pare că a fost eficient atunci. Domnul Năstase a zis să dați o pată de culoare la finalul unei emisiuni, dar nu m-a forțat să dau exemple altor politicieni despre care ați vorbit mai devreme în emisiune asupra modului în care au reușit niște performanțe discutite electorale. Nu doar pe dumneavoastră v-am lăudat la acest capitol, am lăudat și pe alții. Ireale și imposibil. Nu, că trebuia să voteze, era așa amuzant procentul la, cred că la Roma sau unde a fost, încât trebuia să stea la coadă, practic nu puteau să voteze decât din 5-5 secunde. Deci nu aveau vreme să intre în cabină și să iasă și să pună. Deci nu aveau vreme. Mai deci exact a fost vorba de secția de vot din capitala Franței, Paris, de care s-a... În Paris a fost, nu mai știu. De care s-a ocupat ambasadorul de atunci și a devenit ulterior ministru de externe. Câteva miliarde de oameni au votat în 5 minute. În guvernul Boc, pe o zi ploioasă, la care nu imagini atestau că nu stătea nimeni la coadă în ziua respectivă. S-a votat masiv, oricum.
Domnule Tătar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă urez succes în ceea ce faceți și să faceți treabă în Parlamentul României deocamdată, până un alta, să avem și rezultate acolo din partea celor care ne reprezintă. Și vă aștept încă la o emisiune pe viitor, după campania electorală, să discutăm și de ale noastre mai locale. Vă mulțumesc! Domnule și domnule, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezența în fața ecranelor și vă spun, ca de obicei, gândiți pozitiv.